Stimată doamna ministră Veronica Mihailov-Muraru, stimat comisar al Uniunii Europene, Didier Reynders, stimați reprezentanți ai presei, urmează declarațiile de presă susținute cu ocazia vizitei oficiale la Chișinău a domnului Didier Reynders, înaltul comisar european pentru justiție. Cuvântul îi se oferă doamnei ministră Veronica Mihailov-Muraru. Mulțumim! Mulțumesc! Stimate domnul Reynders, onorată audiență, stimați reprezentanți ai mass media, vreau, în primul rând, să-i mulțumesc înaltului comisar european pentru justiție, domnul Reynders, pentru prima vizită oficială care o efectuează în Republica Moldova și, pe această cale, să apreciez deschiderea exprimată în cadrul discuțiilor purtate pentru a susține acțiunile reformatoare promovate astăzi pe sectorul justiției de către Guvernul Republicii Moldova. Am reconfirmat astăzi angajamentul nostru ferm de a dezvolta instituțiile de drept în Republica Moldova și am apreciat enorm deschiderea și aprecierea comisarului european în raport cu poziția noastră. Pentru Republica Moldova, îmbunătățirea sectorului justiției a fost și rămâne o prioritate majoră, care are o importanță covârșitoare pentru întreaga societate și constituie o condiție esențială pentru dezvoltarea unei societăți democratice. Am avut ocazia să abordăm acțiunile realizate, dar și cele setate de către Ministerul Justiției pentru a satisface, pe de o parte, atât așteptările legitime ale cetățenilor, cât și cele ale Uniunii Europene pe care ne-a acordat încrederea în accelerarea pe parcursul nostru european. În cadrul discuției am informat despre obiectivele Ministerului de a crea un cadru normativ riguros pentru a consolida independența, dar și de a responsabiliza actorii din sectorul justiției, acestea fiind esențiale în combaterea corupției. Unul din obiectivele cheie punctate a fost modul de a spori încrederea în sistemul nostru judecătoresc, de a crește calitatea actului justiției și, în acest sens, integritatea actorilor din sector este o preocupare cheie, iar atingerea unor rezultate poate avea loc doar prin promovarea unor măsuri complexe și chiar extraordinare. Am discutat despre exercițiul de evaluare, mai exact, exercițiul aflat în derulare de filtrare a candidaților la funcțiile de membru în organele de autoadministrare a judecătorilor și a procurorilor pentru CSM și CTP. În pofida unui proces extins, rezultatele obținute ne oferă totuși încrederea că să deducem că acesta inspiră credibilitatea societății și urmează a se continua. Am avut un schimb de opinii cu domnul comisar asupra viitorului proces extins de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor din instituțiile cheie, așa numitul full vetting, și l-am asigurat de convingerea noastră de a promova acest proces în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, fiindcă ne dorim ca acest proces să fie unul transparent și cu implicarea întregii societăți. Am avut ocazia să-i vorbesc comisarului european și despre pachetul de legi de reformare a Curții Supreme de Justiție, deoarece aceasta urmează a fi transformată într-o nouă curte cu componență nouă și cu o noi competențe de curte de casație, scopul fiind de a contribui la o mai bună uniformizare și calitate a practicii judiciare. În cadrul discuțiilor de astăzi am reconfirmat și înțelegerea noastră asupra importanței consolidării capacităților și a funcționalității instituțiilor din sistemul de drept, iar pentru a atinge aceste obiective am vorbit despre procesul complex și de măsuri luate pentru modificarea cadrului penal a procesual penal inițiat în vederea îmbunătățirii practicii existente, dar și pentru ca organele procuraturii să investigheze mai eficient cazurile complexe și orice caz și instanțele să examineze mai operativ și calitativ cauzele judiciare, astfel încât să ajungem mai rapid la o finalitate și să fie sancționați autorii infracțiunilor. Am folosit acest prilej pentru a-l asigura pe domnul comisar Reynders că vom continua procesul anevoios de modernizare și digitalizare în justiție, ținându-se cont și de recomandările experților și a organizațiilor internaționale și vom continua să promovăm prioritățile sectoriale așa cum sunt reflectate în strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției adoptate de către Parlament. Și în acest sens, orice suport și expertiză oferită de instituțiile europene este mai mult decât benefică și valoroasă pentru a ajunge la scopul scontat.
Alte priorități pe termen scurt ale Ministerului despre care i-am vorbit interlocutorului meu sunt axate pe promovarea politicilor în domeniul integrității și spălării banilor, finalizarea procesului de optimizare a sistemului judecătoresc, consolidarea capacităților administrative în sistem și dezvoltarea sistemelor informaționale, inclusiv din sectorul justiției, degrevarea instanțelor de volumul excesiv de dosare și, în ultimul rând, consolidarea capacității profesiilor juridice conexe justiției. Spre final, aș vrea să reiterez că calitatea justiției constituie astăzi un angajament asumat de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și o dominantă a programului de activitate al Guvernului și noi vom depune toată diligența pentru a corespunde așteptărilor și mai mult decât atât de a furniza rezultate. Deoarece modul în care este înfăptuită justiția influențează în mod direct mecanismul de funcționare al societății, securitatea juridică și dezvoltarea economică și mai ales asupra încrederii societății. Stimate domnule comisar Didier Reinders, vă mulțumesc mult pentru suportul dumneavoastră și exprim toată deschiderea în a continua dialogul inițiat pe subiectele de interes sectorial și inclusiv cu colegii din echipa dumneavoastră. Vă mulțumesc! Cuvântul se oferă domnului comisar Didier Reinders. No, thank you. Mersi foarte mult și bună dimineața tuturor. Este o plăcere să fiu aici în Moldova. Să mă reîntorc, de fapt, la Chișinău și, stimate doamnă ministru, Mihailov Moraru, mă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a face schimb de opinie, pentru că vizita mea este o oportunitate. Ca să zic, să sprijin în ceea ce a zis și doamna președinte von der Leyen, când a făcut vizita ei în anul trecut. Noi suntem în deplină solidaritate cu dumneavoastră în acest timp foarte dificil, fie că e vorba de ajutor sau sprijin pentru cei care sprijină cei refugiații care au fugit de război în Ucraina sau asistența în securitatea de și apărarea noastră, în consolidarea rezilienței energetice, în asigurarea stabilității economice. Noi cunoaștem care sunt situații, cât dificilă este situația noastră în regiune și noi vom face totul ce putem pentru a consolida reziliența noastră. Pentru că, după cum și-a zis președintele Comisiei, și după cum a reiterat Consiliul European în iunie anul trecut, că viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. După cum cunoașteți, aceasta este un proces bază de merite și respectiv este preluat pas cu pas, abordat ca pas cu pas. Dincolo de aceasta, atunci când Comisia și-a oferit opinia sa pentru Moldova, că să-i se ofere statul de candidat în trecut, noi am făcut acest lucru înțelegând că Moldova va întreprinde anumiți pași. Mult în acești pași implică lucru legat de consolidare cu supraveniții legii și anume, iată de ce noi, doamnă ministru și noi, la întâlnirea noastră, am discutat mai multe subiecte. Eu doar pot să salut angajamentul nostru personal pentru acești pași, după cum și am salutat și angajamentul Parlamentului și Guvernului cu privire la supremația legii și la adoptarea strategiei de reformare a justiției, cât și planul de acțiuni cu privire la justiție, care este în conformitate, să fie în conformitate cu standardele europene. Cu privire la sistemul judecătoresc, noi sprijinim acest proces de vetting a candidaților pentru organele sau consiliile din justiție și procuratură. Acest lucru este făcut în conformitate cu opinia copiilor Veneția. Cu privire la Curtea Supremă a Justiției, în particular, eu salut implementarea din partea Moldovei a recomandărilor rezistente din partea Comisiei Veneției cu privire la reformele date și cu privire la vetting-ul în general. UE este angajată să continue să sprijine Moldova în eforturile de reformare, inclusiv pentru un eficient vetting pentru instituțiile de top în justiție, astfel încât ele să fie pe deplin în conformitate cu standardele europene. De asemenea, vreau să vă încurajez ca Moldova să implementeze toate recomandările din partea Comisiei de la Veneție. Știu că vor fi mai multe poziții, opinii care vor fi adoptate de Comisia Veneției chiar săptămâna viitoare și noi vom urmări implementarea acestora, inclusiv, de exemplu, cele cu privire la proiect de lege cu privire la vetting și dezoligarhizare. Recomandările Comisiei de Veneție trebuie să fie pe deplin implementate înainte de adoptarea respectivelor legi. Și eu știu, pe general, că
există greu să ofer rezultate așteptate cu privire la reforma justiției, dar vreau să zic că principalul este calitatea și nu viteza. Reformele sunt cele mai deficiente din acest sector prin care a trecut Moldova până acum. Va fi respectiv un an foarte greu și mă aștept în nerăbdare să văd care va fi rezultatul acest proces. Comisia va sprijini proces și dincolo de raportul de lărgire anual, noi vom veni de asemenea și cu un raportul nostru cu ceva informații cu privire la acest subiect. Vreau să mă repet încă o dată și am făcut-o în fața domnului ministru, că noi vom veni și mai departe cu sprijinul necesar pentru Moldova, inclusiv de expertiză și cea de asistență tehnică. A fost suportat în ministru, a informat un ministru cu privire la lucrul comisiei noastre cu privire la Ucraina. Am avut oportunitatea să-i explic chiar și în dimineața aceasta și altora, că chiar duminica, care a răspuns la războiul de agresiv al Putin, am venit cu un nou set de sancțiuni și noi respectiv intrăm într-o nouă etapă de întărire și de implementare acestor sancțiuni, astfel încât, de exemplu, să fie identificate activele rusești și respectiv să fie înghețate și apoi să fie folosite, adică aceste active să fie folosite la reconstruirea viitoare a Ucrainei și repararea deci, rezultatului din cauza agresiunii, consecințele agresiunii din Ucraina. Cum am zis și săptămâna aceasta în dimineață, salutăm cooperarea Moldovei cu Eurojust și decizia de a numi procuror de legătură. Nu doar că Eurojust ar fi cea mai importantă instituție pentru cooperarea transfrontalieră de justiție, dar are și un rol crucial în toată activitatea ce se referă la răspunderea pentru crime de război comise în Ucraina. În această privință, eu vă încurajez Moldova, care găzduiește circa 100.000 de refugiați în Ucraina, să folosească deci nouă dată de bază Eurojust pentru a trimite orice probe colectate cu privire la crimele de război în Ucraina. De asemenea, încurajez Moldova să se alinieze noului grup de dialog care l-am lansăm cu Ucraina, Olanda și Curtea Internațională Penală pentru această urmare a conferinței cu privire la Ucraina și răspunderea crimelor război din anul trecut. Am avut o bună cooperare de astăzi și am vorbit foarte mult astăzi de răspundere. Odată și odată în viitor, noi toți vom fi parte în aceeași familie europeană. Și, stimați cetățeni, camarazi europeni, vreau să închei prin a vă asigura că vreau să spun că în vizita mea am fost foarte mult impresionat, doamnă ministră, să văd cât de angajată sunteți să parcurgeți mai departe pe calea reformelor și să fiți lucrurile de aproape cu actorii comisiei noastre și europeni. Vreau să vă asigur că noi suntem aici să vă asistăm, să vă ajutăm pentru organizarea acestor reforme și vă felicit încă o dată cu numirea recentă în funcție. Și vreau să vă felicit de asemenea și pentru reformele în care sunteți angajate și care le veți realiza. Mersi foarte mult! Stimate domnule comisar, stimați reprezentanți ai presei, evenimentul a luat sfârșit. Vă mulțumim! Thanks.